Guvernul a decis alocarea sumei de 100 de milioane de lei pentru susținerea unor proiecte ale Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, fonduri deblocate în acest scop printr-un memorandum din bugetul de stat pentru 2015. Din suma totală deblocată de executiv, 60 de milioane de lei sunt destinate finanțării unor programe și proiecte de dezvoltare derulată de MDRAP în domenii de construcții de interes public sau social, construcții de locuințe pentru tineri destinate închirierii. Aceste proiecte au termene de finalizare anul 2015. La Petroșani nu au ajuns bani pentru construcția de ANL-uri, asta deși toate documentele au fost realizate și licitațiile încheiate. Până în acest moment n-au ajuns. Primăria Municipiului Petroșani este pregătită cu studii de fezabilitate, ba chiar și cu licitațiile care au fost deja făcute pentru 3 blocuri ANL în Municipiul Petroșani. Rămâne doar ca banii să fie alocați și construcția acestor blocuri poate începe, aș spune, într-un ritm foarte rapid, întrucât toate aceste lucruri necesare perioadei de pre-începerea lucrărilor sunt făcute. În tot acest timp, la Petroșani sunt sute de persoane care așteaptă să primească o locuință, iar municipalitatea nu poate onora cererile. Există o cerere de locuințe în municipiul Petroșani și cred că ar satisface o parte din aceste cereri, sigur cu specificarea că la ANL există niște condiții deosebite față de locuințele sociale și este un punctaj diferit față de ce știm de la locuințele sociale. Fondurile au fost deblocate de guvern pentru a asigura finanțarea la timp a lucrărilor de construcții care vor putea fi realizate începând cu trimestrul 2 al acestui an.